Stimați tehnețeni, domnule președinte, doamna parlamentar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, doamna președintă a organizației GSMI, onorată asistență, bună ziua! Mă simt onorat să fiu astăzi în fața dumneavoastră în calitate de candidat pentru funcția de primar al orașului nostru, împreună cu o mică parte din echipa propusă de Partidul Social Democrat pentru Consiliul Local al urbei noastre. Și spun o mică parte din echipă, pentru că marea echipă se află aici, în fața noastră, și sunteți dumneavoastră cetățenii acestui minunat oraș. Știu că ne aflăm într-o campanie electorală și că lumea așteaptă tot felul de promisiuni, tot felul de comentarii și aprecieri despre adversarii politici. Nu voi da satisfacție acestor oameni și voi anunța că atât eu cât și echipa Partidului Social Democrat venim în fața dumneavoastră cu ceea ce am făcut în aproape 12 ani de administrație. Proiecte și investiții ce nu pot fi trecute cu vederea, indiferent de orientarea sau interesele politice. Am făcut parte dintr-o echipă tânără, care începând cu anul 2012 a îndrăznit să vadă și să facă alt fel de politică. Vorbim de politica cetățeană și spre binele cetățeanului. Pentru mine și echipa propusă, această candidatură nu este una la întâmplare. Implicarea mea în viața comunității noastre nu a început și nu se va sfârși odată cu această candidatură, pentru că orașul Târgu Neamț pentru mine reprezintă acasă dintotdeauna. Și așa cum vrem toți acasă, vrem să fie cel mai bine. Când am intrat în administrația publică locală, mi-am dat seama că orașul nostru moștenise mai multe promisiuni întârziate decât realizări. Și nu vă ascund că s-a muncit mult pentru îndeplinirea acestora. Cunosc valorile, oportunitățile și mai ales problemele pe care le are acest oraș și știu că rezolvarea lor cere muncă, asumare de riscuri și responsabilitate. Nu mă feresc de niciuna dintre ele. Voi face o scurtă prezentare a echipei propuse de Partidul Social Democrat pentru lista de consilieri local. Veți observa că bună parte dintre colegii mei nu au și nu au legătură cu politica, că avem reprezentanți din toate categoriile de vârstă și sociale și poate că această echipă confirmă încă o dată că Partidul Social Democrat pune accent pe cetățean și nu pe răutățile aruncate în mediul online de anumiți adversari politici. Așadar, echipa propusă de Partidul Social Democrat este Vasile Apopie, subsemnatul, licențiat în științe politice și administrație publică, Elena Raiu, profesor, Heru Vasile Iustian, manager Horeca, Asintoaia Ana, expert contabil, Dumitru Vasile Cătălin, inginer, Bărsan Vasile, jurist, Bularda Constantin Dragoș, medic specialist ORL, Macovei Paul Mihai, economist, Timișescu Ovidiu, profesor, Ilan Romeu Sebastian, licențiat în studii economice marketing, Merca Diana, profesor, Matei Anca, profesor, Vartic Ionuț, tehnician, Ileș Constantin, pensionar militar, Astani Lucian, consilier juridic, Raicu Maria, expert contabil, Ungureanu Ionel, economist, Hringă Cristian, inginer, Bârliba Andreea, tehnician, Irimia Cristian, fotograf, Sandu Gina Georgiana, manager, antreprenor, Gaiță Dumitru, licențiat în administrație publică, Lungu Mirela, administrator, Zaharia Bianca Alexandra, administrator. În final aș dori să adresez mulțumiri tuturor jurnaliștilor prezenți astăzi și să-i asigur de o reală deschidere de colaborare și dialog constructive. Noi suntem pregătiți pentru toate acestea, dumneavoastră decideți dacă începem. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc și... Daniel Harpa, președintele Partidului Social Democrat Neamț. Bună ziua, domnilor și domnilor, doamnă deputat, domnilor și domnilor consilieri locali, domnule președinte a Consiliului Județean, domnule vicepreședinte, stimați invitați, asta e, după 12 ani trebuie să facem o schimbare. Emoțiile spun cuvântul, dar sunt mândru și bucuros în același timp că avem o echipă competentă, competitivă și serioasă la primăria Târgu Neamț. Avem oameni dedicați orașului nostru și un viitor primar care alături de mine a făcut administrație locală, alături de consilierii locali care sunt încă în funcție și de echipa PSD Târgu Neamț, s-au făcut lucruri mărețe în orașul nostru.
numai cine nu vrea să înțeleagă sau numai cine este rău intenționat nu poate realiza că în 12 ani la Târgu Neamț s-a făcut o schimbare în bine. Și aici putem să dezvoltăm, începând de la investițiile din orașul nostru, investiții care s-au dus de la peste 75 de milioane de euro, investiții care au dezvoltat orașul și au schimbat fața orașului. Cu câteva exemple aș putea veni, începând de la infrastructura rutieră, dacă în anul 2012 avem balast sau drumuri pietruite în proporție de 60-70%, acum s-a schimbat ponderea, avem asfalt, avem infrastructură rutieră, drumuri modernizate, de peste 70%. Deci cine realizează acest lucru, eu zic că s-a muncit și în acești 12 ani, alături de echipa din Târgu Neamț și de Consiliul Județean, de președintele Consiliului Județean, de echipa PSD de la Consiliul Județean, de Guvernul României condus de Partidul Social Democrat, am reușit să aducem investiții în Târgu Neamț, ceea ce nu s-a adus înainte de 2012, în ultimii, eu știu, până în 2012, în ultimii 20 de ani. Continuăm cu realizările noastre, realizările mele, realizările actualului viceprimar și viitorul primar, domnul Apopie, și a consilierului local, cu minunatul spital, care în 2012 nu avea nici acreditare, nu era modernizat, nici dotat. Acum putem să ne mândrim cu un spital de top, un spital unde s-au investit destul de mulți bani, și aici mă refer în primul și în primul rând la fondurile europene, începând de la dotare până la modernizare. De fapt, și în perioada următoare, când vom intra în campanie, Spitalul Târgu Neamț, alături de Spitalul de Psihiatrie de la Romă, care a fost terminat, construit și terminat de Consiliul Județean, tot prin echipa PSD, cele două spitale vor fi, bine, și Bicazul, vor fi exemplu de bune practici pentru ceea ce dorim noi să facem la Consiliul Județean și ceea ce dorește și domnul Apopie cu echipa la Târgu Neamț, să continue ceea ce mai e de făcut pe această linie a spitalului. Putem discuta la Târgu Neamț de o mare, mare realizare, un proiect de suflet, de suflet al meu și al lui domnul Apope, stațiunea Băile Oglinzi, care este proprietar primăria Târgu Neamț, oraș de fapt, 100%, ceea ce în 2012 eram cam 20% acționari, un proiect de viitor care domnul Apope o să trebuiască să îl ducă la bun sfârșit. Vorbim de un proiect pregătit pentru a-l depune pe fonduri europene de aproximativ 7 milioane de euro, așa că Licuța ai treabă în următorii 4 ani, inclusiv cu stațiunea Băile Oglinzi. Vorbim la fel de investiții, la ceea ce v-am spus, peste 75 de milioane de euro, vorbim de un amfiteatru unic. Bine, noi discutăm că este unic în Europa, dar vă pot spune că este un amfiteatru unic în lume, la modul cum s-a gândit acel amfiteatru, fiind înregistrat și la OSIM, deci nu mai are nimeni voie să ia modelul nostru sau să mai aibă și altcineva un amfiteatru ca al nostru, un proiect european de peste 4 milioane de euro. Vorbim de acel bazin de înot care a fost dat în funcțiune și îl administrează unul dintre colegile noastre de top din Târgu Neamț, unde în primul și în primul rând copiii noștri beneficiază de acel bazin didactic. Vorbim de mult așteptatul ștrand al orașului, care sper eu de ziua copilului, nu sper că așa se va întâmpla, va fi dat în funcțiune. Un ștrand care l-am preluat, cum știți cu toți, în special consilierii locali, în paragină, închis imediat după Revoluție, iar acum avem pe lângă ștrand și o zonă de administrație, de zonă publică, avem și o zonă a topoganelor și tot ceea ce înseamnă parcul din zona cetății Neamțului. Vorbim de multe, multe investiții care au fost realizate vorbim de blocurile reabilitate. Cred că suntem primul oraș din nord-est, din zona nord-est, în care am început investiții pe fonduri europene, pe reabilitarea termică a blocurilor din Târgu Neamț, în special pe zona centrală și în zonele unde s-au mișcat administrațiile, asociațiile de proprietari. Deci sunt foarte, foarte multe proiecte.
care le-am început împreună cu domnul Apoche, împreună cu echipa PSD Târgu Neamț, urmând ca după data de 9 iunie viitorul primar domnul Apoche, împreună cu viitorii consilieri locali, să continue ceea ce nu am terminat noi, să înceapă noile proiecte, așa cum am reamintit, începând cu stațiunea Oglinz, cu cetatea și multe alte proiecte care le avem în derulare în parteneriat cu Consiliul Județean. Iar eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru colaborare, pentru înțelegere, să vă garantez că acolo, la Consiliul Județean, după ce voi câștiga președinția Consiliului Județean, voi face tot posibilul să sprijin Târgu Neamțul, să sprijin județul Neamț, împreună cu echipa care voi prezenta duminică la sediul Consiliului Județean. Sigur, vom merge pe o linie destul de corectă, pe o linie în care socialdemocrația în acești 12 ani, atât la nivel local, cât și la nivel național, cât și la nivel județean, și-a făcut treaba pe proiectele bazate, în primul și în primul rând, pe seriozitate. Și vă garantez că și la nivel de județ, așa cum am făcut la Târgu Neamț, vom avea un spital modern, un spital nou. Chiar dacă adversarii noștri politici vin cu fel de fel de informații eronate, spitalul județean se va construi. Vom avea vizita premierului României și a domnului ministru Rafila, unde vom semna, de fapt domnul președinte al Consiliului Județean împreună cu echipa PSD vom semna contractul de finanțare și vom continua cu celelalte proiecte care le-am gândit la nivelul județean. Sigur, ca urmare a discuțiilor purtate atât la Târgu Neamț, cât și la Roma, cât și în toate localitățile din județul Neamț. În rest, vă doresc sărbători fericite, un Paște binecuvântat. Să ne vedem cu bine după data de 9, câștigători, și ceea ce spunea și domnul Apoi, niciodată în cei 12 ani, nici eu, nici echipa mea, nici domnul Apoi, nu vom veni cu atacul la persoană și nu vom face o campanie urâtă, așa cum deja se vede clar că adversarii politici, în special cei care sunt în coaliție cu noi, vin cu fel de fel de minciuni și fel de fel de, eu știu, lucruri urâte care nu mai sunt agreate de electoratul din România la nivelul anului în curs. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc mult succes! Înainte de a încheia, aș vrea să felicit noile colegi și invitații. Să ne
Domnul președinte, haideți la o... Domnul președinte! Gata? Da. 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 Da